Însuși Domnul nostru Iisus Hristos a zis că acolo unde sunt doi sau trei adunați, acolo este și El. Dragii mei, stăteam și mă gândeam astăzi, cred că una dintre cele mai, să spunem, comune probleme pentru noi din Anglia este că trăim cu toții la grămadă. Eu cred că nu există unul de aici, sau cel puțin 99% din toți cât suntem aici am trăit la grămadă. Sunteți de acord cu mine? Eu cred că asta este una dintre problemele cele mai mari pe care noi, ca și copii al lui Dumnezeu, familie, cupluri sau cu copii sau fără copii, mai ales cei cu copii, este chestia asta, nu? Stăm la grămadă. Stăm câte 6, stăm câte 8 și uneori trebuie să, să zicem, împărtășim lucruri, mai ales prin casele astea care se aud toate. N-au zidurile astea ca și cum nu există în țara asta. Și, de exemplu, când copiii fac gălăgii, toată lumea știe că copiii sunt treji. Sau când face cineva mâncare, miroase în toată casa. Și sunt tot felul de inconveniente. Și aș putea să zic că e un lucru foarte interesant. Știți, sunt două aspecte la lucrul ăsta. Una, stând la grămadă, putem să fructificăm lucrul ăsta. Adică putem, fiind acolo la grămadă și sunt așa de mulți credincioși, dacă noi ne-am rugat pentru casa în care noi suntem, eu sunt sigur că Dumnezeu ar binecuvânta casa aia mult mai mult. Știți, nu știm ce persoane au fost înainte sau ce fel de oameni. Și uneori fiecare casă are imprimat sau au fost tot felul de duhuri în casa aia sau au fost tot felul de lucruri în casa aia. Și de foarte, de foarte puține ori credincioși se roagă pentru locuri unde sunt. Se roagă pentru pereții care sunt. Se roagă pentru lucrurile care sunt înăuntru lor. Pentru că noi vrem ca să avem binecuvântarea. Noi vrem ca Dumnezeu să fie cu noi. Dar după cum ați văzut și în templu, oamenii s-au rugat pentru templu și au sfințit templu. Și casa noastră unde locuim împreună cu toții, este important ca și noi să ne rugăm. Și nu știu câți dintre noi, de exemplu, ne-am adunat într-un loc, mai ales unde sunt numai credincioși, să se adune și să se roage pentru casa aia. Nu de mai mult de 2 minute să facă lucrul ăsta. Nu știu cât de mulți care ne-am adunat în cameră sau ne-am dus într-o cameră, ne-am rugat pentru locul acela ca Dumnezeu să binecuvânteze locul acela și numai pe noi, dar și pentru oamenii din jur. Știți, nu vreau să vă vorbesc de lucrul ăsta, am un alt lucru în inima mea să vă vorbesc. Stai și mă gândeam la lucrul ăsta, că suntem împreună. Și știi cel mai greu lucru este când te cerți. Când te cerți și stai în aceeași cameră sau stai în aceeași casă cu cineva, este foarte greu când dai ochii, nu? Și mă gândeam lucrul ăsta cu Dumnezeul nostru. De multe ori noi, hai să spunem că ne permitem luxul ăsta să nu vorbim cu Dumnezeu. Ne permitem luxul ăsta atunci când am păcătuit sau atunci când noi ne-am purtat rău cu alții sau atunci când noi am făcut ceva rău și pur și simplu ne simțim vinovați și avem luxul ăsta pentru că noi nu-L vedem pe Dumnezeu cu ochi real, ci-L vedem mai mult prin credință. Avem luxul ăsta ca să nu vorbim cu Dumnezeu și cu lunile lucrul ăsta. Poate cu săptămânile, poate cu zilele. Și nu sunt puțini care fac lucrul ăsta. Am întâlnit destul de mulți credincioși când ne-am vorbit de la una la alta, am realizat că și am înțeles lucrul ăsta, că punctul lor tare nu era chiar să vorbească cu Dumnezeu și mi-am dat seama cât de important e lucrul ăsta. Acum, gândiți-vă în felul următor. Să stai 2 înși în aceeași cameră și să nu vorbești o săptămână. Cât poți să faci lucrul ăsta? Sau, să zici mai, zicem că dacă ești supărat, cred că mai mult de 2-3 zile n-ai putea să stai. Dacă ești supărat pe soție sau soția e pe soț, cât poate? Tot începe să vorbiți la urma urmei. Când ziceți, hai, dă-și mie un pahar cu apă sau spală tu sau fă ceva de mâncare sau până la urmă începeți din nou să vorbiți. Dar, vedeți, noi, cu noi, noi avem lucrul acesta. Când stăm supărați și să zicem că nu, Dumnezeu n-a făcut lucruri pentru noi așa cum noi am așteptat sau tot felul de lucruri în viața noastră, nu vorbim cu Dumnezeu. Nu vorbim cu Dumnezeu și Dumnezeu este în aceeași cameră și gândiți-vă că în fiecare zi El este o persoană reală și El vine lângă noi și El ne vede și noi nu discutăm cu El, noi nu vorbim cu El, noi nu comunicăm cu El. Și Dumnezeu este atât real și este atât de dornic să vorbească cu noi, dragii mei.
Citeam în cuvântul lui Dumnezeu și Biblia spune că Duhul lui Dumnezeu, Biblia spune că Duhul lui Dumnezeu este pentru tine și cercetează oamenii. În mod constant lucrul acesta, în mod constant. Și gândiți-vă că în fiecare clipă Dumnezeu este cu noi. Gândiți-vă că în fiecare moment Dumnezeu este cu noi. Și un Dumnezeu care a făcut modul de a comunica gura, a făcut cuvântul, oare nu cumva mai mult El nu vrea ca lucrurile acestea să le folosim, dragii mei? Și așa cum am zis, sunt foarte mulți credincioși care nu comunică cu Dumnezeu și de asta au probleme. De asta încă se simt rău, se simt îngreunați, de asta se simt absolut apăsați. Dar știți care e chestia? Vreau să am un mesaj din partea Dumnezeu pentru voi. Dumnezeu este aici cu noi și Dumnezeu vrea să vorbească cu noi și Dumnezeu dorește ca noi să vorbim cu El, dragii mei. Am să vă întreb și eu, când este ultima oară când ați vorbit cu Dumnezeu? Când este ultima oară când ți-ai deschis inima să vorbești cu adevărat cu Dumnezeu? Să spui ceea ce ai în inimă sau ce ai în suflet? De ce ție în sufletul tău această povară, aceste lucruri și nu comunici cu Dumnezeu și nu-ți deschizi inima? Dragii mei, pentru noi relația cu Dumnezeu este mult mai mult decât a veni la biserică și a citi, ce este a comunica. Și oamenii care au o calitate în a comunica cu Dumnezeu se văd lucrul ăsta. Eu am stat de vorbă cu mai mulți oameni și voi cred că ați stat de vorbă cu tot felul de oameni credincioși, ați întâlnit oameni credincioși și oamenii care au dezvoltat partea comunicării cu Dumnezeu au ceva deosebit. Este adevărat lucrul acesta? Și pentru că transmitem, Biblia spune că când Moise s-a întâlnit cu Dumnezeu, îi strălucea fața. Și noi nu ne dăm seama, dar când ne întâlnim cu Dumnezeu, de fiecare dată când ne întâlnim și ne spunem durerea sau orice lucru aducem înaintea Lui, luăm lucruri de la Dumnezeu, luăm înfățișarea lui Dumnezeu peste noi. Și oamenii din jurul nostru văd, copiii lui Dumnezeu de aici văd, toți de aici, pentru că noi toți de aici avem un simț aparte, spiritual. Și oricât de, hai să zicem, necunoscător ai fi, tot avem simțul ăsta și cunoaștem lucrurile despre oameni. Dragii mei, vă invit să ne deschidem inimile. Nu știu fiecare ce poartă în suflet, nu știu fiecare ce problemă are, dar vă rog frumos, haideți înaintea lui Dumnezeu să ne deschidem inimile și haideți să vorbim cu El. Dumnezeu vrea să facă lucruri mari pentru noi. Avem o carte plină de promisiuni. Dumnezeu a promis atât de multe lucruri aici. Vedem în multe, eu cred că nu dăm câteva pagini și vedem promisiunea lui Dumnezeu. În Isaia promisiunea lui Dumnezeu, Ieremia promisiunea lui Dumnezeu. Peste tot, Iisus Hristos cât a fost promisiuni. Și Dumnezeul nostru e Dumnezeu real, El respectă promisiunile care le zice. El ceea ce a promis, El face pentru noi și El ne-a dat promisiunea asta ca să ne încurajeze, dragii mei. Să ne încurajeze pentru că El este real. Și El vrea ca să ne încredem în El. Este un Dumnezeu care este responsabil, este un Dumnezeu care respectă promisiunile Lui și vrea să ne binecuvinteze. Și dacă a făcut atât de multe promisiuni, este că El are pentru noi lucruri bune, dragii mei. Și uneori diavolul ne atacă psihologic și spiritual, ne atacă ca să nu ne încredem în Dumnezeu, dragii mei. Ca să nu ne încredem în lucrările mari pe care Dumnezeu vrea să le facă în dreptul nostru. Pentru că cu fiecare în parte Dumnezeu are un plan, dragii mei. Vreau să vă invit la rugăciune să mergem și să ne deschidem în inima înaintea lui Dumnezeu. Întreb, când e ultima oară când ai vorbit cu Dumnezeu sincer? Când e ultima oară când ți-ai deschis inima pentru Dumnezeu și ai zis? Și nu, rugăciunile poate uneori n-au obișnuit cu o rugăciune tipic. Dar să ne deschidem inima și să ne spunem, să credem că Dumnezeu ne ascultă și chiar dacă poate să zicem, să spunem o prostie, să spunem un lucru care noi știm că, băi, poate nu e ok, dar vreau să zic lui Dumnezeu lucrul ăsta, știi? Eu cred că eu cu Dumnezeu pot să vorbesc orice, Dumnezeu este prietenul meu. Și poate, într-adevăr, e un lucru minor sau e un lucru de nebăgat în seamă, dar Dumnezeu vrea să asculte lucrul respectiv. Și haideți cu toții, dragii mei, să ne închinăm lui Dumnezeu. Haideți cu toții să Îl căutăm pe Dumnezeu. Haideți cu toții să chemăm numele lui Dumnezeu peste noi și Dumnezeu să facă lucruri. Nu zic în momentul acesta, dar o să vă zic că săptămâna ce urmează o să fie mult mai bine. O să sunt sigur că Dumnezeu o să lucreze și o să deschide porți pentru noi. Pentru fiecare în parte care Îl cheamă în adevăr, Dumnezeu are un plan și Dumnezeu o să lucreze. Vă invit cu toții să ne ridicăm și haideți cu toții să ne rugăm, dragii mei, și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.